situația gara de Andover? La început, această gară se numea Garea Târgoviștei. De ce? Pentru că lângă gară se afla o stradă, o șosea, un drum, care se numea Calea Târgoviștei. Gara nu era atât de mare cum o vedeți voi astăzi. Era o clădire mai mică, aici unde ne aflăm noi. În fața clădirii erau două linii de tren, acoperite cu, vedeți voi acum, cu metal și sticlă, și încă trei linii descoperite, deci în total erau cinci linii pentru publicul călător. În anii 1890, deci după 20 de ani, s-au acoperit și celelalte linii cu acoperișul acesta care îl vedeți și acum, format din metal și sticlă. Ne aflăm în Salonul Regal. A fost realizat între anii 1928-1932. Când s-a modernizat gara, s-a luat decizia ca în acest loc să se construiască acest salon pentru rege, pentru demnitarii care vizitau gara. Salonul este construit din materiale românești aflate pe teritoriul țării, respectiv culoarea asta roșie care o vedeți este dată de marmura de Rușchița. Covorul acesta mare care îl vedeți pe jos a fost lucrat manual la mănăstirea Gapia în 1930. Cine știe care este primul lucru pe care trebuie să-l faci pentru a te urca în tren? Să iei bilet. Deci este regula de bază pentru a merge cu trenul și cu orice mijloc de transport. Să ne cumpărăm bilet. Pe bilete găsiți informațiile despre călătoria voastră. Ora de plecare a trenului. Trenul, numărul trenului și linia de la care trebuie să vă urcați. Prima dată muzeul s-a înființat în 1939, undeva unde este acum Podul Grant, în zona stadionului Giulești. De la prima locomotivă Călugăreni, care a circulat pe prima cale ferată din România, București, pe Arena Giurgiu, până la vagonul regiului Carol I, avea exponate în mărime naturală, toate la scara 1 pe 1.